stare? Bună ziua și bine m-am găsit la proful Lecă. Am găsit de matematică. Așa, mă. La matematică, nu la, la muzică. N-am voce. Bun. Zice-mi, da, Daria, ce-o zici că ai avut? Dana a citit o jumătate dintr-o carte, iar următoarele pagini, deci Dana a citit o jumătate dintr-o carte. Așa. Deci, în prima parte, 1 pe 2 din carte, da? Așa. Iar următoarele pagini, reprezentând numere consecutive pare. Deci, următoarele pagini. Reprezentând numere consecutive pare. Eu cred că numere consecutive pare, știți că pe o pagină sunt două fișe în ce scris un număr și un număr impar. Mai știți odată. Dar deci Dan a citit o jumătate dintr-o carte. Iar următoarele pagini, reprezentând numere consecutive pare. Adică tu ce înțelegi prin formulare următoarele pagini? Adică mă gândesc că celelalte pagini, adică cealaltă jumătate. Asta e. Cealaltă jumătate. Reprezentând în numere consecutive pare, mă gândesc că o filă are două foi și aduce un număr par, un număr impar, un număr par. Număr par, un număr impar, un număr par. Așa. Și la asta mă gândesc. Că e din 2 în 2, știți? Asta vreau să fac. Tu, David, la ce te gândești? Mai citești o dată. Deci, Dana a citit o jumătate dintr-o carte. O jumătate din carte. Iar următoarele pagini, reprezentând numere consecutive pare. Dar citești în continuare. Le va citi în 4 zile. Câte pagini are cartea dacă în ultima zi a citit 60 de pagini? 60. A, le citește în... Ia mai ce, iar următoarele pagini de acolo. Deci... Iar, deci, câte pagini are cartea, dacă nu mai în față, bine. Reprezentând numere consecutive pare, le va citi în 4 zile. Câte pagini are cartea, dacă în ultima zi a citit 60 de pagini? Lăsăm așa. Da? Ei trebuie să înțeleagă, să vadă, să pătrundă problemă. Acum cred că se referă la numărul de pagini citite, nu la numărul de pagini care le are cartea. Nu văd după ultima e 60. Deci, Daria, mai citim o dată și cu foarte ca să cuprins deci, totul. A citit jumătate dintr-o carte. A, cartea asta are, din urmă, da. Și a citit jumătate din ea. Jumătatea a citit, da. Bun, mai departe. Așa. Iar următoarele pagini reprezintă... Următoarele pagini? Da. Adică cealaltă jumătate. Asta știam, da. Reprezentând numere consecutive pare, le va citi în 4 zile. Reprezentând numere consecutive pare. Adică aici ne oprim. Aici. Următoarele pagini înseamnă numere consecutive pare. Adică citește numele numerele. Nu. Nu. Mm-hmm. Deci cealaltă jumătate, cealaltă jumătate. Deci 6 pagini. De ce 6 pagini? Pentru că... Deci cealaltă jumătate... Da. Reprezintă... El o citește și mai citește și partea cealaltă. Păi ca să completeze pagina. Păi da. Dar... Da. Mai citește o dată. Super. Deci... Dana a citit o jumătate dintr-o carte. Următoarele pagini reprezentând numele consecutive pare. Să ne oprim aici. Iar următoarele... Pagini, următoarele pagini. Reprezentând numere consecutive pare. Stop. Următoarele pagini. Reprezentând numere consecutive pare. Adică 24. Asta înseamnă numere consecutive pare. Sau 246. Deci, eu așa înțeleg. Mai citim o dată. Iar? Deci, Dana a citit o jumătate dintr-o carte. Iar următoarele pagini reprezintă numere consecutive. Iar următoarele pagini... Următoarele pagini... Înseamnă... Următoarele pagini... Lasă. Următoarele pagini înseamnă... Numere consecutive pare. Adică X împărțit la 2 pe lângă 2, cum ar fi, când sunt din 2 în 2. Nu, da. Adică X.
Nu, dar ia, atenție, numai atâta exploatăm. Iar următoarele pagini... Adică 16, 18, 20. 16. 18. Dar să zicem că sunt numere consecutive, pare. Da. Adică nu 16. De ce? Nu cu 1. Cu 2 începem. A, dacă nu... Te zici, nu, zero nu poate să fie. Sunt numere consecutive, pare. 20. A, numere consecutive, număr. 24. 22. 24. 24, 26, 28. Dar e bine 20? Da. Nu. Nu-i bine 20, pentru că să fie consecutive. Da? Consecutive, pare. Adică număr să fie două numere, două cifre deci, consecutive, pare. Două cifre. De exemplu, 24. Două cifre 24, vă da, sigur că da. 30 și... Nu, nu se poate, stai. Nu? 40 și... cât? 46. 46, sigur că da. 68, câte mai sunt acolo? Deci asta înseamnă numere consecutive, pare. Da? Deci eu acum că începe de la 2. Vedeți, aici trebuie... Deci 24. Dacă din două cifre, dacă din două cifre vrem, dacă din două cifre vrem, atenție, dacă din două cifre vrem, ar fi ca variantă 24, altă variantă dați-mi. Numai din două cifre. 40, nu se poate. Se poate 26? Nu. Nu, nu sunt consecutive. Da. 46. 46, altă variantă. 68. 68. Deci dacă din două cifre, astea sunt numele consecutive. Deci cealaltă parte, cealaltă jumătate, ar mai avea 24 sau 46 sau 68 dacă din două cifre. Ca să fie numere consecutive, pare da. Foarte deci, important. Deci, asta ați văzut dumneavoastră. Eu n-am înțeles așa. Da. Și nici el nu înțeles așa, vedeți? Adică cealaltă jumătate reprezentând totalul, dar nu zice că sunt cifre, adică nu paginilor sunt cifre consecutive pare. Vedeți, n-ați să v-ați gândit așa, eu nu m-aș fi gândit așa, numere zice. Păi exact, mai citim o dată dacă... Vedeți, eu de exemplu am înțeles altfel, n-ați înțeles așa? Da, citit o jumătate dintr-o carte. Stop, o jumătate. Bun. Cealaltă jumătate începe discuția. Iar următoarele pagini reprezentând numere consecutive pare. Iar următoarele pagini, ca număr de pagini, iar următoarele pagini, ca număr de pagini, înseamnă numere consecutive. Pare. Dacă partea a doua ar fi 24, știm și prima parte. Am înțeles. E dacă clar. Partea a doua e 46, știm și prima parte. Deci, vedeți, asta este esențial, că zice, cealaltă jumătate se reprezintă ca număr de pagini pe care le va citi, număr de pagini, prin numere consecutive pare. Prin numere consecutive pare, așa trebuie să înțeleg. Da? Deci, dacă ar fi acolo din două cifre... Deci din două cifre, am zis 24. Dar, nouă ne spune acolo în problemă... Dar stai puțin, dar din trei cifre. Dacă, să luăm variantele din trei cifre. N-am înțeles? N-am înțeles. Eu m-am de citit... Tu spui, de ce nu zic 12? Dar 12 este format din prima cifră 1 care impară, și 2. Și nu sunt consecutive pare. Nu sunt din cifre consecutive. Numărul 12 nu e constituit, nu e construit din cifre consecutive pare. Ai înțeles? Uite, consecutive pare. 2, 4, 4, 6, 6, 8. 2, 4, 6, următorul număr din 3, Davide, înțelegi? Ca și număr de pagini total îl dă. Deci, numărul de pagini care mai pe trebuie citit, pe cealaltă jumătate care urmează să fie citită, numărul de pagini e format din cifre consecutive pare. Da, profesor. Deci dacă prima parte are 100 de pagini, haideți să vorbim mai pe înțelesul vostru. Da. Dacă prima parte care o citit o jumătate are 100 de pagini, a doua parte are tot 100. Dar acum ne mai dăm o informație despre a doua parte. Suta aceea trebuie reprezentată. Nu-i 100. Ai înțeles, David, de la ce se referă? Ăsta o citit jumătate din carte și mai are de citit jumătate care reprezintă un număr
Format din cifre consecutive pare. Asta e informația care mi-o dă. Atenție, mare, Dario. A, păi și următorul număr la 3. Păi următorul număr la 3 care o să fie? 468. Cât? 468. Corect, 468, deci, corect? Următorul 468. Păi zi prim. Păi cel mai mic ar fi 246. Păi unde l-ai impus? Da, dar cel mai mic, adică... Păi și nu-i pus? E scris, Daria, e scris. Zi. E scris, Daria. Deci, primul număr consecutiv, primul număr format din cifre consecutive. E 246, da? Și pare. Da. 46. Următorul care ar fi? Nu ar mai fi. Ba ar mai fi, nu? Care? A, 6-8, da, are dreptate, domnul profesor. 6-8-0. Deci dintre cifre atât. Două. Două. Păi atunci din patru cifre, domnul profesor. Din patru cifre câte am? 2-4-6-8. 2-4-6-8. Un singur număr, altul nu mai e. A, uitați, la două au fost trei, la trei au fost două și la patru a fost una. Așa deci, să înțelegem. În prima parte a problemei a fost nevoie de un efort mare să înțelegem ce vrea să spun autorul. Exact. Da? Eu v-am spus de atâtea ori. Nu, iată-mă pe mine, mă aflu în situația asta, de citesc o dată, de două ori, de șapte ori, de nouă ori, până când pătrund în problemă. Mă interesează fiecare nuanță, fiecare virgulă, tot. Deci el a citit o carte. Prima jumătate... O citit. Da. Cea de-a doua parte a cărții, cealaltă jumătate, e formată, numărul de pagini de la cealaltă e formată din cifre pare consecutive. Dacă scria așa, înțelegeam? Dacă scria chiar așa. Dar e autorul zice un pic mai fisticiu. Deci, Dan a citit o jumătate dintr-o carte, iar următoarele pagini reprezintă numere consecutive pare. Iar următoarele pagini se referă la numărul de pagini care îl mai are, reprezintă numere consecutive pare. Cineva citit, dar dacă spune numere consecutive, vedeți, nu zice cifre. De-aia, el aici e problema. Da? Deci... Nu zice cifre consecutive pare. Seama, trebuie să numele astea. Păi da, uite, iar, citește tu acum. Deci, iar, unde e problema? Zi, Daria, care e problema? A, da, unde stăm? Zi. Iar următoarele pagini reprezintând numere consecutive pare, le va citi în 4 zile. Atât. Iar următoarele pagini reprezentând numere consecutive pare, deci iar următoarele pagini, adică numărul de pagini care urmează, e format din numere consecutive pare. Deci, vedeți, este ciudat, este greu de... Păi da, pentru că el a zis 12, 14, 16, tot trei numere consecutive pare sunt. Da, dar ce pot să spun că 12, 14, 16 înseamnă ce număr? Da. Da? Ce număr se construiesc? Ca număr 12, de pagini. Da, ca să fie număr de pagini, da. Trebuie să construiesc. Da. Da? Ai înțeles, Davide? Cât de cât. Trebuia cifre, dacă era cifre, ți era clar, nu? Da. Deci... Autorul n-a fost foarte explicit, exact, dar aici e toată povestea, încât noi trebuie să încercăm să interpretăm. Da. Hai să mergem mai departe. Deci, numărul acesta, 246, sau 24, sau 46, sau 68, deci, cele 1, 3 cu 3, 6 variante, și mai eliminăm, că stați în ultima zi, citești în 4 zile și în ultima zi a citit 60, eliminăm da, multe. Deci, eu m-am... Deci, putem să citim... Hai să vă spun numele mea. Deci, Dan a citit o jumătate dintr-o carte, iar următoarele pagini, reprezentând numere consecutive, le va citi în 4 zile. Câte pagini are cartea dacă în ultima zi a citit 60 de pagini? Păi dacă nu mai în ultima zi a 4 a citit 60, mai eliminăm... Mă gândesc că acelea cu două, acelea din două cifre le eliminăm. Pentru că trebuie 68 și 24 se împar la 4. Dar cum să dea în 60? Dar nici nu 68 îi dăm șansă, domn profesor? 68 nu, pentru că 68 împărțit la 4 dă... Dar nu zice că citești egal. Nu, mama. Dar 68 împărțit la 4 dă 27.
Nu, dar aș analiza și ziua, de exemplu. Dar dacă o citit într-o da, mama, zi, dă 17. Dă 17, nu este un număr par. Dar de ce tu împarți în mod egal? Tu nu spune exact. Că citit în mod egal. Eu nu spun în mod egal, eu pot să împar la 4, adică dar cele 4 zile în care le de citește. Deci ce se împarți la 4 cele 4 zile? Nu. Deci, îmi par numărul la 4. Dar de ce? De ce, Daria? Ce motiv ai? Cine zice? Zice autorul? Nu, mama. Zice că citești 68 de pagini. În cartea arată 68 de pagini. Uite, tu vrei să citești în prima zi 2 pagini, în a doua zi 2 pagini, în a treia zi 4 pagini și în ultima zi 60 de pagini. Nu este corect? Din punctul meu de vedere este. Eu aș da o șansă și lui 68. Eu îi dau pentru că... Tu nici nu îi dai, Daria? Eu îi dau. Tu îi dai, nu? Păi are sens că e mai mare. Eu de la 68 aș analiza. Alte informații n-avem. 4 cazuri. 3. Nu, ascult, uite, mai sunt 3 numere după 68. Eu n-aș trebui. Poate copilul cu dorul să se citească în fiecare zi de 68. Mai citim încă o dată. Cu virgula. Nu mi-ai pus virgula. V-am pus virgula. Ia să vedem. Ia zice domnul. Iar următoarele pagini, virgulă, virgulă, reprezentând numere consecutive pare, le va citi în 4 zile. Vedeți? Cred că nu-i vorba de numărul din jumătate. Aici. Aici. Virgula ne-a costat. Deci, iar următoarele pagini, virgulă, reprezentând numere consecutive pare, le va citi în 4 zile. Adică, în a patra zi, citește 60 de pagini. Adică fiecare zi citește par. Asta e. Da? Am revenit acum. Deci m-am păcălit da? Pentru că... După citire. După, dacă cu intonații, dacă cu virgulă, cu tot, n-am exact. Prins problema, corect. Nu merge. De aceea, ne întoarcem acum. Revenim. Deci, a citit o carte. Prima jumătate. După aceea, citește în continuare până la sfârșit cartea, cealaltă jumătate. În 4 zile. În 4 zile. În 4 zile. În fiecare zi, câte un număr par de... Consecutiv. În fiecare zi câte un număr par. Da, da. Dar toate aceste numere pare sunt consecutive. Da, deci adică, dacă ultima e 60, următoarea va fi 58, 56, da, și tot așa. Da. Problema de a devenit ușoară când am prins-o pe partea asta. Dacă, repet, dacă nu legam cu cele 4 zile, deci în fiecare zi citește câte un număr par, asta vrea să spună. Corect. Și cum ultima zi 60. Deja am ultimul număr par 60, atunci celelalte din spate sunt 58, 56 și 54. Corect. Și atunci am aflat numărul total de pagini. Da. Dar mi îmi place foarte tare și asta. Să vedeți vedem. Că am plecat pe analiză că luăm și 68 da. În calcul. Da, da, da. Da. Și mie îmi place să formulăm acum o problemă, să facem noi o problemă în varianta în care am spus-o. Aceea, să vedem dacă reușim să ne descurcăm. Deci, vedeți, de aici e frumusețea matematică. Am interpretat-o într-un mod. Asta poate fi o sursă de inspirație pentru a construi o problemă. Corect. Deci, am citit o carte. Prima parte am citit jumătate din ea. În partea a doua am de citit un număr de pagini care reprezintă 4 numere consecutive, da? 4 numere consecutive. Numărul de pagini pe care l-am de citit în partea a doua reprezintă 4 cifre, nu 4 cifre, cât reprezintă numere consecutive, pare, da? Este numărul de pagini, este scris ca un, ca o asociere, ca o, nu? De numere, ca să ajungem ca aici. Da. Numărul de pagini este dat de acel număr format din cifre
consecutive pare. Consecutive pare. Punem cifre noi, da, ca să facem liber, clară problema, da? Din cifre consecutive pare. Consecutive pare. Să mergem pe modelul ăsta care l-am judecat prima dată. Da. Și atunci, fiindcă sunt consecutive pare, variantele sunt 24, 46, 68, 246, 468 și 2468. Astea sunt numele consecutive pare care se pot construi. Corect. Ce formulare să facem noi, modificăm un pic, încât să ne ducem la, să zicem, 468, să facem selecția asta. 468? Da, să facem selecția asta. Ca și să le împărțim? Nu. Și să fie tot pare așa? Și pe zile? Nu, fără să spunem 4 zile, fără nu știu ce. Fără 4 zile? Nu, mai nimic. Numai atâta, în 4 zile, nu în 4 zile, mă, cealaltă jumătate e formată din, înseamnă un număr format din cifre consecutive pare. Câte pagini are carte? Bun, dar mai dăm o informație, că el acum, aici poți să ia pe asta, pe asta, pe asta. Da, cele 6. Și poți să dai 6 variante. Da. Răspuns? Analiză. Da. Foarte tare. Dacă este varianta asta, exact, are cartea atâta. Corect. Dacă e varianta asta, cartea e atâta. Important e să plece pe numerele alea? Sigur că da. Și are 6 variante, cazul 1, cazul 2, da, până la 6, da. Au făcut analiză pe problemă și a ieșit. Da. Dar dacă nu dă toate numerele, nu se gândește? Sigur că da. Pentru că dacă nu vrei să dați o altă informație de un profesor, numai pe asta trebuie să pleci. Aia e jumătate reprezint. Exact. Și atunci el trebuie să analizeze toate cazurile. Exact. În asta constă problema. Dificultatea ei și frumusețea ei. Și frumoasă era și asta, dacă nu interpretam a doua oară, pentru că ei vedeți că nu plecau de la 68. Dar, de exemplu, nu pleca de la 68. Și eu l-aș fi luat în calcul. Bun. Chiar dacă ultima... Eu nu plecam de la numerele astea. A, tu nu plecai la numele? Da, deci nu le luam în calcul. Exact. Da, deci haide să mai... De data asta noi am precizat foarte bine. Numărul de pagini este format din cifre consecutive pare. Pentru cea de-a doua jumătate. Pentru cea de-a doua jumătate, da? Numărul de pagini pentru cea de-a doua jumătate este format din cifre consecutive de pare. Așa ai fi plecat, Davide? Nu. Nici așa n-ai fi plecat? Dacă era așa, da? Da, păi așa te întrebam. În cifre consecutive pare. Și atunci le scrii pe astea toate variantele și răspunsul înseamnă să-l dai analizând toate cazurile. Deci ai fi plecat pe analiză? Adică ai fi luat prima dată. Înseamnă primul caz. Luam 24. 1 pe 2 înseamnă 24. Da. De pagini. Și altă 24, 48, nu? Da. Cazul întâi. Cartea 48. 48. Da. Făceam 46 ori 2. 468 ori 2. Da, toate ori 2. Da. Dar era important să le scrii pe astea. Dacă era, nu le scriam, v-a spus sincer. Nu le scrie. Dacă era cu cifre? Nu, dacă nu era cu cifre. Dacă nu era cu cifre, nu le scrie. Păi nu. Trebuia dată cu cifre. Cu cifre. Numărul de pagini format din cifre consecutive pare. Și atunci te duci... Era clar. Da. Și mai pot să dau că suma cifrelor sale este nu știu cât, ca să fac selecții din toate cazurile. Asta ca să nu mai pleci pe toate? Da. Ei, și atunci, da, domn profesor, iau, da. Suma cifrelor 20. Mamă! Da. Deci pot să mă duc, dau și suma cifrelor. Și care ceva să dați. Corect. El trebuie să analizeze toate cazurile, îți vadă pe cea la care suma cifrelor este atât. Care-i numărul a cărui suma a cifrelor e 20? Și corespunde cu problema noastră? 2468. Așa? Da. 2468. Da, deci pot să mai vin să modific. Da. Acum o redactăm pe asta. Da? Să o redactăm acum pe asta care zice să o... Cum zic? Dar ea este ușorică acum, trebuie să spunem. O altă problemă, dacă mai aveți. Mama? Da. Suma a trei numere este 117. Bine. Deci, suma a trei numere, A plus B plus C, egal cu? 117. 117, da? Suma a trei. Știm că produsul lor este mai mare de 20 de ori decât produsul primelor două. Adică A ori B plus C, A ori B ori C. Și că primul număr este cu 17 mai mic
decât dublul celul de-al doilea, află numerele. Deci, mai citesc o dată? Da, sigur că da, da, de două ori. Suma a trei numere este 117. Stop. Dar ai uitat am scris asta, da? Uit. Deci A plus B plus C fac 117. Știind că produsul lor A ori B ori C este mai mare C. E mai mare de 20 de ori decât 20 produsul primelor două. Stop. 20 deci produsul lor e mai mare deci 20 de ori. Deci produsul lor este egal cu 20 paranteză A ori B. A ori B. A ori B, da? Produsul primelor două, da? Că e mulțit. Da. Și că primul număr este cu 17 mai mic. Asta a fost informația. Da. Trec la altă informație acum. Stai puțin. Și că primul număr este cu 17 mai mic decât dublul celui de-al doilea. Dacă e mai mic, lui îi pun lui A, îi adun 17. Și face dublu lui B. Dublu celui de-al doilea. Dar găsim pe ce? Numerele. Da, A e 20. C 20. Aia e, da. Da. Păi A ori B ori C e egal cu 20 ori A ori B. C 20. E 20, domn profesor? Da. Să vedem, să mai vedem. Mai citesc o dată, domn profesor. Da, da, da. Domn profesor, suma trei numere. Da, stai puțin, stai să mai citim o dată, dar nu ne aruncăm. Suma a trei numere este 117. Ia să văd dacă o scris bine, domn profesor. Domn profesor, da? Nu știu. Știind că, numai un pic de aia, știind că produsul lor este mai mare de 20 de ori decât produsul primelor două, produsul lor e mai mare de 20 de ori. Nu e egal. Păi nu e egal, e mai mare. Așa, e mai mare. E mai mare de 20 de ori. E mai mare de 20 de ori, adică 20... Stai să mai citim o dată. Deci știind că produsul lor este mai mare de 20 de ori decât produsul primelor două și că primul număr este cu 17 mai mic decât dublul celui de-al doilea, află numerele. Venite că rezultate ajută-te de un desen. Domn profesor, la... E bine să lasă așa, că ABC e mai mare decât 20 ABC. Domn profesor, dar acum nu mai e ce A plus 17 egal cu 2 ori B. N-ar fi acolo șmecherie. Domn profesor, acolo. Zicea așa, și că primul număr este cu 17 mai mic decât dublu celul de-al doilea. Dacă e mai mic, i-am pus... I-a spus cel 17. Da, era mai mic, da? Da. I-am pus 17 și l-am făcut cât dublu celul de-al doilea. Să înlocuiesc? Dar aici eu vreau să clarificăm. Acolo nu e clar. Aici să clarificăm. Zic mai mare sau... Egal. Egal. Atâtea spuneți o paranteză. Eu spun egal. Eu spun mai mare. Că dacă spun... Produsul lor... E mai mare. E mai mare de 20 de ori. Produsul lor e mai mare de 20 de ori decât produsul primelor două. La ce care mi-a destruge, da? Dar nu dă nimic despre ce? Nu dă nimic, asta e toată problema, v-am citit. Verifică rezultatele și ajută-te de un desen. Așa spune? Așa spune. A, deci trebuie să vă cu desen. Adică A plus 17 egal cu 2. Egal cu 2B. Ba da, zicea. Nu mă certa. Da, A plus 17 egal cu... A plus 17 egal cu două segmente de B. Bun. Și deci, profesor, la segmentele alea de B mi-a dus 17. Deci, să zicem că A-ul ăsta ar fi, da? Da. B-ul... Dar mai pune 17. Și mai pun 17. Da. Și B-ul va fi egal cu un segment cât A și cu cât 17 și cu un segment cu A plus 17. De ce? Pentru că domn profesor, acum problema spune că B, A plus 17, adică abia când adaug 17, B o să fie de două ori. Atunci ca să fac, să arăt că domn profesor A-ul va deveni cât un segment de B. Ei, te grăbești. Da. Te grăbești. Te forțezi mâna aici. Că B-ul poate să fie atâta, Davide. Nu, hai trebuie să zic așa. Nu are cum să fie atât. Uite așa, atât și atât. Și acum adică ai 2 de B acolo. Am 2 de B.
A plus 17 egal cu 2 de B. Vezi? A, păi A plus 17 este egal, adică alea numele sunt egale. Păi da, A plus 17 e cât 2 de B. Cât 2 de B, deci B e mai mic din ăla. Ăsta e B și încă o dată B. Păi B înseamnă doar 17. Nu e B, m-am adus la aceeași dată. Uite, uite, mai iau încă o dată. Au aici. 17 un pic luat, 17, da. 17 aici. Și acum jumătatea segmentului ăsta să fie B de și încă o dată B. Da, ai înțeles, Daria? Nu, profesor. Nu e jumătate. Asta. Deci, clar că au este atâta. Uite, da, Daria, zi și tu. Zi. Zi, Daria, ce vrei. N-ar fi mai ușor să spunem că A egal cu 2B minus 17 și atunci se clarifică totul. A egal cu 2B minus 17. 17. Da. Și mai ușor minus în segmente. Domn profesor, cred că mi-a venit o idee. Aștept. O să fac 117 minus 17 ca să se putem plus. Vreau să plus. E bun? Nu știu, nu știu. Și să fie 110 împărțirat 100. Păi dacă dai 17 afară, rămâne 100, Davide. Da, 100. Ce reprezintă acel 100? Reprezintă cele 3. A plus B plus C minus 17. Bani. A plus B plus C minus 17. Arătați-mă. Păi te sunt par la 3. Pentru că sunt 3 segmente. De unde 3 segmente? Dacă ai luat 17. Adică, Davide, să luăm prima grație. A plus B plus C egal cu 117. Scădem pe 17. Da. Din ambii membri. Da. Și apare că A plus B plus C egal cu 110. A minus 17 plus B plus C egal cu 100, da? Da. Problema este că noi n-avem nimic. Dar A minus 17... E, știi de ce? Pentru că nu exploatați tot ce zice autorul. Autorul a dat mai multe informații decât A plus B plus C egal cu 117. Da, dar nu înțeleg de ce a făcut minus. A egal cu 2B minus 17. Ai zis tu, Daria, A egal cu 2B minus 17. Dar când am vedea și eu așa locuim, David a pus 117 minus 17. Dar de ce nu l-a adunat ca să fie segmente legale? Asta mă refer. Da, bun, dacă el a scăzut, așa e venit lui în minte repede, că s-a văzut un A minus, minus 17, 17 acolo, da. Nu știu ce. Iată, spune Daria, să adunăm pe 17, ca să apară A plus 17 și înseamnă cât 2B. Da, eu și am avea 3B plus C egal cu 100. 3B plus C fac 134. Și s-ar opri aici. De acum nu mai am nimic de comentat. Dar trebuie să folosim toată informația exact din problemă. Deci, copii, ai spus tu scăzut, iată că e nevoie de adunăm, da? Adunăm, Davide, pentru că aici am zis, au e mai mic, lui adun 17, da? Și atunci apare ce? A plus 17 plus B plus C egal cu 134, da? Adică A plus 17 face 2B plus B plus C egal cu 134. Adică 3B, da? Plus C egal cu 134. Da. Și gata. Și o relație interesantă întrebe și ce? Uite, spărut au. Nu mai este A, corect. Să exploatăm și mijlocul ăla, că nu l-am exploatat. E acolo să ne întoarcem și să vrem să insistăm mai atent. Da, domnule. Vă mai citesc ăla. Da. Știind că produsul lor este mai mare de 20 de ori decât produsul primelor două, produsul lor este mai mare de 20 de ori decât produsul primelor două. Nu putem să punem egalitate? Egalitate. Este egalitate. Produsul lor e de două ori mai mare decât celălalt, de trei ori mai mare. Produsul e mai mare, de 20 de ori. Adică A ori B ori mai mare. A ori B ori C egal cu 20 AB. Așa. Și acolo iese C-ul. Iese C-ul repede. Adică 20 ori A ori B. Adică C-ul e egal cu 20, cum ați spus voi, da? Da.
Și dacă pe ce înlocuim aici cu 20? Ia uite, așa și eu. 3 este egal cu 100... Ce U fiind egal cu 20? Înlocuim în cele două relații. Da. Apare informația că 3B plus 20 egal cu 134. Adică 3B este egal cu 100... 114. 100 cât? 14. 14. Da. Să vedem dacă se împarte la 3. Se împarte că 4 plus 2 e 6. Și dă... Și B-ul cât este? Și B-ul este... 3 în 11 de 3 ori. 38. Da? 38. Iată l-am găsit pe B, 38. Iată l-am găsit pe C. Deci avem în clipa asta ca răspuns. A egal cu... îl vedem. B egal cu 38. C egal cu 20. Și suma lor face 117. Păi putem să punem pe A în funcție de 2B minus 17. A egal cu 2B minus 17. 76 minus 17. 76 minus 17. Cât face? Acum 76. Calculează, nu lasă. 76 minus 14, da? Da. 17. Da, 17. 59. 59. A egal cu 59. Iată răspunsul. A, după seara, vreau să vă spun că ați găsit o problemă dintr-o colegere. Da? Deci, păi hai să nu sărim ăla peste asta ca să, vreau să, mă să facem și un desen, da, că așa da, zice. Da, da. Păi am făcut desen. Deci, n-am mai mult de făcut desenul, că produsul lor nu pot reprezenta. A, mai mult desenul nu putem, nu? Nu, nu, nu. Așa se relație este, da? Că AU plus 17 face de două ori B-ul. Asta e cam tot desen. Da. Iar cât privește chestia asta, David, capcana la care picai tu foarte repede ca un B să fie 17 și alaltul tot 17 și nu știu ce, AU să fie, era o capcană nu tocmai... Adică nu ai fost inspirat cu ideea asta. Da? Multă grijă. Nu, ce vreau să te ajut să înțelegi. Nu te duce după prima idee, pac. Ci stai și analizează. Vreau să vă împrumut stilul în care fac eu lucru. Deci încerc să dezbat bine la rădăcină problema. Să o înțeleg cât se poate de bine. Dacă m-am înșelat, hai să mă întorc înapoi, citesc o dată, de două ori, de șapte ori, cu virgulă, cu tot. Atenție multă, vă rog. De aceea, diferența se face foarte repede între copii. Când unul este educat să facă treaba asta cu multă grijă și altul se repede, repede. Le adunăm, le scădem. Facem ceva acolo. Nu? Mult dată. Nu? Hai să vedem altceva. David, ai tu o problemă sau o dau eu? Dau eu. Dau eu. A, vă dau eu una care nici eu n-am înțeles-o. Deci, dacă pun câte doi tineri într-o mașină... Așa. Câte doi? Rămân... rămân cinci tineri pe lângă. Dacă pun câte trei tineri într-o mașină, o mașină va avea doi tineri. Da, bine, perfect. Hai să formulăm noi una. Eu am probleme, domnul profesor, dacă nu și-o aduce aminte. Deci, pun câte doi în mașină... Da, lăsați că nu mă ține de cum era. Dar nu mai știe exact cum ești. Nu, dar putem formula noi, gândim noi o problemă. Gândiți-vă voastră, nu spuneți. A, nu le spuneți secretul, nu le dați soluția. Da. Cred că am aici, nu am aici. Da, o am aici. Hai, zi-o. Spune-mă. Deci, dacă pun câte doi tineri într-o mașină, vor rămâne 6 tineri pe lângă. Așa. Deci mașinuțele, cum l-ai făcut? 2x plus 6 egal cu y. Da? Puncte, puncte. La cine e x? X este egal cu numărul de... Așa, și rămân, punem câte 2, David. Câte 2 în mașină. Să-mi explicați și mie, domn profesor, să-mi mai explicați așa cum se cheamă.
figurativ. Cu figurativ, că nu mi iese niciodată. Eram acasă și am făcut figurativ și nu dădea. Am făcut algebric, mi-a dat imediat. Bă, uite-te acum, acum vreau să facem asta. Deci, punem mașinuțele, nu știm câte sunt. Da? Nu știm câte sunt. Da, și rămân 6 pe lângă. Și rămân 6. Uite, îi pun aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și după aia, dacă pun câte 3 tineri, da, vor rămâne, o mașină va avea doar 2. O mașină va avea doar 2. Adică asta de aici, ultima, rămâne cu 2 și celelalte din față, toate celelalte din față, toate care sunt, aveau 2, aveau 2, dar mai din 1, da? 3. Deci, numai ultima nu rămâne goală. Ultima nu rămâne, numai că nu-i mai am ce să-i mai dau. Nu mai am ce să-i mai dau. Că pe ăștia 6 care rămăsese afară, încep să-i distribui la mașini. Da. Da? Aici la domnul profesor. Deci, pe ăștia 6, da, gata, încep să-i distribui. Tu mi-ai 1. Tu mai iei încă una. 1. Câți am eu? Câți am acolo? 6. Adică am 6 mașini. Adică completez 6 mașini. Da. Și mai rămân una. Deci câte mașini sunt în total? Ce? Câte mașini sunt în total? Zi problema. 7 mașini. 6 sunt câte 3? 6 sunt câte 3? Că cei 6, David, cei 6 am început să-i distribui, care erau în picioare, i-am plasat în 6 mașini, și a 7-a mașină au rămas cu 2. Deci, niciuna nu este goală. Nu i-o dat, măi, că nu pus bine algebric. Nu pus bine algebric. Aici n-ai știut să pui algebric. Nu tot timpul merge. Nu tot timpul așa. Merge. Algebric merge, dar trebuie să analizezi. Eu am scris acum la prima citire, am scris acolo în paranteză la a doua. Am scris x plus 1 în paranteză, x minus 1 în paranteză, ori 3 plus 2. Eu și mi-a dat. Ori 3 plus 2 egal cu Y. Da, corect, ai pus-o bine. Da. Nu sunt atent la acum. Eu sunt atent acum la partea asta, la figurativă. Partea figurativă care îmi place cel mai mult. Da, deci Davide, când a spus că rămân atâția în picioare, adică rămân atâția afară, nu ocupă locurile în mașină, deci pun câte 2, pe ăștia acum trebuie să redistribui. Cui? La aia din față. La cei din față, ca să fac 3. Și felul ăsta am completat 6 mașini. Și am semnat cu aia 6. Dacă erau 8 aici. 8 mașini făceam. Înțelegi? Și doar ultima mașină rămâne cu 2. Nu-i goală. Dacă ar fi spus așa, ultima mașină este goală, atunci câte mașini ar fi fost? În față. Câte ar fi fost dacă una era goală? 7. 7 sunt acum. 8. Dar nu spre la întâmplare așa. Păi dacă ultima e goală, înseamnă că pe ăștia doi care fuseseră, i-am luat, i-am adăugat la cei 6. Rămâna 8. Una din și ocupăm 8 mașini și cu una goală 9. Că nu mai sunt, da? Și aia. Deci vezi când îți spune rămâne atâtea goale sau rămâne cu vaze sau cu bănci sau cu nu știu ce, problema e clasică de acum. Da. Când goale au spus că rămâne atâtea, înseamnă că atâtea, înseamnă că eu de fapt pe cei îi adaug la cei care erau înainte nedistribuiți și măresc numărul lor cu încă 2 sau 4 sau 6 câți mai adaug acolo. Și aici toți se adaugă câte unul. Dar în cazul ăsta, că au rămas 2, aici au fost încărcătura. Au rămas cei 2. Ai înțeles? Erau toți câți pe 3. Da. Tu acum la algebric trebuia să te duci altă, dar acum pe desen, că tu ai zis că nu-ți iese desenul. Deci figurativ trebuie să ne exersăm ca să înțelegem bine, da? Uite. Să formăm o problemă care să sune așa.
Dacă în mașină punem câte trei... Dacă asta e alta, domn profesor? Da, o altă mașină. El a făcut rezolvarea algebrică și poate l-a ajutat un pic și cu rezolvarea algebrică să o înțeleagă nicio problemă. Hai să vedem, să vedem acum și pe mâine în face. Zi, Davide, cum ai plecat tu algebrică? X ori 2 plus 6. X, X. Dar ce ai notat cu X? Zi, ce ai notat cu X? Numărul de mașină. Deci, notăm. Așa trebuie să vă scrieți acolo. Așa trebuie să porniți. Scrieți. X, numărul de mașini. Da? Notăm cu X, numărul de mașini. Și notăm cu Y. Ce? Elevii. Sau? Ce să numărul oameni. De... Oameni. Ce era? Pasageri. Ce erau aia, Davide? Oameni. Oameni. Deci, oameni. A, vreți să vă spunem problema? Nu, lasă să zică Davide cum a făcut algebrică. X, adică numărul de mașini, ori 2, în fiecare mașină sunt câte 2, și plus 6 nedistribuiți, egal cu cine, X-3. Egal cu Y, nu, egal adică cu totalul, de oameni. Nu vrei nici așa. Tu vrei egal cu... Da, da, cu partea a doua. Cu x minus 2 ori 3. X minus 2 ori 3. Zi, Davide, cum ai zis? În paranteză. Ori 3. Ori 3. Da. Și mai departe? Atât. Dar ce ați căutat prin x minus 2 ori 3? Dar știu, am scăzut din mașini oameni. Ai scăzut din numărul de mașini oameni. Adică ai făcut o combinație aiurea. De aceea nu vrei tu să fii atent și mie îmi pare rău, că tu nu înțelegi. Degeaba am notat cu X și cu Y. Trebuie să scriem X ori 2 în prima variantă, fiindcă în fiecare X câte 2 ori câte mașini sunt, plus 6, egal cu numărul total de oameni, Y. Iar în varianta a doua, oare toate mașinile sunt câte 3? Nu. Nu. Una mai puțin. Exact. În una nu este. În una nu. Și atunci zicem X minus 1 ori 3. Că una nu ocupă. Da. Cei doi oameni. X minus 1 ori 3 plus cei doi din ultima mașină îmi dă numărul de oameni. Ai înțeles, în varianta, l-am făcut distribuția așa. Și acum, Y egal cu Y, nu schimb deodată ecuația aceea. Exact. De ce? O luăm așa ca să se priceapă, să înțelegi și tu foarte bine. Și acum, din cele două egalitate, înseamnă că X ori 2 plus 6 egal cu X minus 1 ori 3, așa, plus 2. Și echivalent, de acum lucrăm relația asta, X ori 2 plus 6, X ori 2 plus 6 egal cu 3X minus 3 plus 2. Nu mai lucrăm un pic. Ce facem acolo, David? 3 al. Fiindcă 3X e în dreapta, cel mai mare, scădem 2X din stânga și din dreapta. Ah. Da? Scădem 2X. Minus 2x și în stânga și în dreapta. Și atunci am zis pare. Păi aceeași chestii se întâmplă. De ce mai greu? Pe 2x minus 3x nu se poate face. Da, dar de ce nu duce 2x? De ce nu duceți pe 2x în partea cealaltă, domn profesor? Hai să scriu egalitatea asta invers, da? Din dreapta spre stânga și până nu se face operația asta, vrei? Așa? Da, păi 2x ori 2 îl ducem lucrul 3 plus 2. Cum 2x? Ori 2. Cum 2x? X ori 2? X ori 2. Îl ducem în locul? Lucrul 3 plus 2. Păi asta zic-o, când scădem din ambii membri, dispare de aici și vine 3x minus 2x. Și acum zice 6 este egal cu 3x minus 2x. Minus 3. Și acum 3 plus 2. Domn profesor, am o întrebare mică. Stai puțin să vedem la Davide și faci ea tu, Davide. Va fi foarte greu dacă nu vede și plasa în clasă. Deci o să vedeți.
mare problemă să ales la inițiație colectiv. Când profesorul conduce o lecție și ești atent, acolo să vezi ce spune colegul celălalt, nu știu ce, și abia când s-a terminat ideea, discuția, pică idee. Da? Altele, așa se perturbă tot, Daria, da? Avem răbdare, așa. Ce ai făcut cu minus 3 plus 2, l-am scris. Da, de ce n-a zis bar de cealalt? Acum, așteaptă, etapă cu etapă, ca să înțelegeți. Da. Echivalent. Așa cum spuneți tu, cu semn schimbat. Adunăm plus 3. Adunăm plus 3, scădem un 2. Corect. Da? Deci, adunăm un 3 și în stânga și în dreapta și devine mai întâi 6 și cu 3 face 9 egal cu 3x minus 2x face x plus 2. Da? Și scădem un 2 din ambii membri și 9 minus 2 face 7 egal cu x sau x egal cu 7 și am aflat numărul. Da, după aia am întâmplat relații. Da? Deci, și vezi, dacă tu făceai desenul, tu, ți era clar. Și că tu când ai pus algebric, vedeai că e greșit algebric. Că desenul ți era clar. Ai înțeles, deci, David? Pe cele două metode ne sprijinim cu foarte multă grijă. Exact. Nu degeaba tot faci metoda figurativă. Metoda figurativă este cea care vine și mângâie ochiul sau ochiul te sprijină pe tine în condiția asta, ca să poți face raționamentul corect. Și una o verifică pe cealaltă. Sigur că da. Ai șansa să verifici una pe alta. Și acum te rog, Daria. Așa, deci mie mi-a dat acest rezultat. Vreau să spun dacă e bine în general. Eu acolo, în loc să scriu, cum am spus, am scris minus 3 plus 2 să fie 1. Minus 3 plus 2 ar fi 2 plus 2, 4, dar 5 minus 1 tot 4 e. Adun, a scad 3 și adun 2, deci și am scris minus 3 plus 2 e 1, nu? E minus 3. Minus 3 plus 1 și dă minus 1, scad doar 1 din el. Da. Da. Asta nu mai asta e bine. Mai e de-a patra. Minus da, 3 plus 2. Te-am dus și la calculul da. Numeri de întregi. Exact. Bine da. Ar fi să se întâmple, dar nu se întâmple. Da. Cu alte cuvinte, tu spui așa. Pe minus 3 l-am gândit ca fi minus 1 minus 2 plus 2 da, și ăsta s-a anulat, face 0 da. Și a rămas minus 1. Minus. Deci el a rupt pe minus 3 în minus 2 și minus 1. Deci e bine? Da. Sigur că da, e bine, foarte bine, dar pentru momentul acesta la... Da, dar dacă, de exemplu, eu mai fac la un exercițiu așa, să știu dacă e bine sau nu. E bine. Da. Am înțeles. Davide, vrem să termin... Cât mai să zici așa? Fix, da. Ne oprim că ne presează. Davide, ce-ți doresc eu ție cel mai mult? În România. Da. Să fii atent, să ai încredere în tine și să citești problema, să nu te duci după prima idee. Da. Că poate să fie una pe care ți-a venit așa, fără să citești conținutul cum trebuia probleme. Și figurativ și facem acolo. Și avem încredere că putem exact. Face. Da, putem face. Domn profesor, închidem, nu mai facem sinteză, nu? Hai să facem, facem sinteză. Ce am făcut aici? Ce am făcut? Sinteza oare. Figurativ, nu? Metoda figurativă. Probleme. Da. Prim. Metoda figurativă. Hai, clasa a șaptea. Metoda algebrică. Și asta a fost, nu? Ideea importantă. La revedere! La revedere.